Slăviți și binecuvântați să fie Domnul nostru Isus Hristos. Lui. Ne bucurăm și dimineața aceasta să fim din nou în Casa lui Dumnezeu, în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Și mă uitam la Biserică și mă gândeam că noi spunem suntem puțini în dimineața aceasta și drept. La numărul cu care suntem noi învățați, suntem foarte puțini. Dar dacă am pune un pic invers în dimineața aceasta și am privit din prisma unei biserici mici, unei bisericuțe, am fi tare mulți. mi aminte, am crescut la țară, într-o biserică unde când ne strângeam toți, eram în jur de 100 de persoane. Și li se părea acolo în camera aceea că suntem mulți. Apoi mi-aduc aminte pe la vârsta de 16 ani, 15 ani, împreună cu fratele meu Ezechiel, împreună cu alți tineri din Sibiu. Acum eram într-o biserică mai mare, o biserică de 300 de persoane, Luam instrumentele și mergeam pe sate, pe satele din prejur. Mi-aduc aminte la Șura Mare, sau așa, cred că îi spunea, o localitate. Am ajuns acolo, într-o comună aceasta, într-o casă. De fapt, era adunarea în, fa în casa fratelui Iosif, așa îi spunea la fratele acesta, un frate bătrân. Era singurul frate și patru surori. Și se strângeau la închinare. De aceea era minunat pentru că, deși erau puțin tăi, deși erau doar doi-trei, mult mai puțin decât suntem noi, se cobora Harul. Aleluia! Se cobora Dumnezeu, cerceta adunarea. Și oamenii aceștia eram tare impresionați de ei. Atunci când își plecau genunchii la rugăciune, cobora harul și lacrimile brăzdau fețele. Și îl simțeam pe Domnul acolo în prezența acestor frați bătrâni. Pentru că și Dumnezeu nu ține seamă de număr. La Dumnezeu nu are nevoie de un număr mare, și găsim în Matei, zice că unde sunt doi sau trei. Atât. Doi sau trei. Adunați în numele Lui. Se prezintă El. Și rugăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta să se prezinte în adunarea noastră. Noi suntem mult mai mulți de doi sau trei aici. Și probabil pentru că biserica, locașul, este mare și suntem răsfirați așa. Ni se pare două că suntem puțini, dar nu suntem chiar așa de puțini. Și zic ca Domnul să fie lăudat. Suntem puțini pentru că frații au mers la centenarul acesta și ne rugăm ca Domnul Iisus să-i binecuvinteze acolo. Au slujit aseară și au slujit frumos. Și ne-au făcut cinste Domnul Iisus să pună mâna peste ei și în ziua de astăzi. Știu că slujesc în dimineața asta la Biserica Aleluia în Detroit. Domnul să-i binecuvinteze. După masă vor sluji din nou la centenar. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Și apoi să-i păzească înapoi, pe drum spre casă. Și să aducă cu bine înapoi. Pentru că suntem o familie suntem familia Domnului Isus. Și dorim ca pentru fiecare din familia noastră, din familia bisericii noastre, Harul lui Dumnezeu să fie reversat. Amin. Am citit în dimineața asta, de fapt fratele Daniel a citit în dimineața aceasta, acest pasaj din Evrei 9, un cuvânt care m-am gândit eu, în urma rugăciunii, în urma studiului biblic, a citirea mai multor pasaje să rămân la cuvântul acesta. Și cuvântul acesta va fi de fapt un început pentru predica de astăzi. Și s-a citit aici și permiteți-mi așa cum stați să-l mai citesc o dată în auzul dumneavoastră și să-l reîmprospătăm în mintea noastră. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână, stacojie și isop a stropit cartea și tot norodul. Și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu noi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără Vărsare de sânge nu este iertare. Acesta este cuvântul care a fost citit în dimineața aceasta. Vedeți, dumneavoastră, avem atâtea lucruri și ne-am învățat cu atâtea lucruri și mă gândeam tot în dimineața aceasta când s-a oprit stația că am devenit dependenți de anumite lucruri. Și mi-am adus aminte de o întâmplare. Se spune că un fermier de undeva din sud s-a dus la New York să viziteze New York într-un weekend. Și s-a plimbat el prin New York. Nu știu câți dintre dumneavoastră a fost la New York. E un oraș mare, foarte, foarte aglomerat, multe magazine, Mulți oameni, eu am fost și eu odată când eram șofer și am zis a doua oară, dacă vrei să vin, mă duc cu taxi, pentru că e așa de aglomerat. Și e un oraș mare și fermierul acesta s-a plimbat prin orașul acesta, s-a uitat la magazine, s-a uitat la lucrurile care erau în jur, a analizat. S-a bucurat de timpul acesta și s-a întors înapoi acasă. Când a ajuns înapoi acasă, tatăl fermierului l-a întrebat și cum a fost la New York. Ce ai văzut la New York? Și el a răspuns un răspuns care a pus pe gânduri. Am văzut atâtea lucruri și așa de multe lucruri fără de care aș putea supraviețui, aș putea trăi. Atâtea lucruri nefolositoare. Și m-am gândit pentru noi care trăim în orașe mari, cum sunt lucruri nefolositoare. Dar pentru un fermier care învăța să-și câștige pâinea din munca zilnică, magazinele acestea, autobuze, știu eu, toate acestea erau nefolositoare. Tot așa, și noi, în viața spirituală, avem atâtea lucruri de care ne-am acățat și le ținem la inimă și le iubim, dar de fapt sunt lucruri nefolositoare. Lucruri care de multe ori le-am putea da la o parte. Dar dacă sunt lucruri nefolositoare, înseamnă că sunt și lucruri folositoare. Sunt lucruri fără de care nu am putea să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și primul lucru fără de care nu am putea să ajungem în împărăția lui Dumnezeu îl găsim în ultimul verset care l-am citit în dimineața aceasta. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Vedeți dumneavoastră? Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Primul lucru. De la începutul omenirii, a fost nevoie de iertare. Și din Grădina Eden, după ce omul a păcătuit, Dumnezeu a luat un animal și l-a sacrificat. A vărsat sânge. Apoi a trecut timpul, Cain și Abel vin să aducă jerfe înaintea Domnului și din nou se varsă sânge. Abel ia un miel și l aduce ca jerfă înaintea Domnului. Și Domnul privește cu ochi buni înspre Abel și primește jerfa. Și jerfa lui Cain nu este primită. De-a lungul timpului, dacă privim în istoria omenirii, toate popoarele, toate națiunile au avut această obicei, acest lucru în istoria lor. Deși erau păgâne și nu-l cunoșteau pe Dumnezeu, aduceau jerfe Dumnezeilor lor să îmbuneze pe Dumnezeu. Aduceau jerfe ca să îl îmbuneze pe Dumnezeu. Aici am citit că Moise aduce din nou o jerfă și jerfele se aduc. Fără de sânge este cu neputință să primim iertare și fără de iertare, nu putem ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar în Noul Testament avem jerfa supremă. Îl avem pe Domnul Isus care a venit în lumea noastră și era melul fără jerfă. Era cel care a dat sângele lui, s-a dat pe sine însuși și cu stropirea sângelului suntem iertați și suntem curățați pentru că și Dumnezeu în harul lui a adus jerfă și a adus jerfă mielul fără pată. Și Ioan Botezătorul striga, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul omenirii. Dumnezeu în bunătatea lui, l-a trimis pe domnul Isus. Și prin sângele lui suntem iertați. Prin sângele lui suntem curățați. Și prin aceasta avem trecere înaintea lui Dumnezeu și putem să sperăm dacă acceptăm jertfa domnului Isus. Că într-o zi ne va lua acasă. Pentru că dorința noastră, ceea ce facem noi prin venirea noastră la biserică, prin citirea cuvântului, prin apropiere, prin sfințire, n-am putea. Am putea veni la biserică, să fim la biserică în fiecare zi. Toată viața noastră. Dacă n-ar fi jertfa domnului Isus, dacă n-ar fi murit el pentru noi, n-am fi plătit niciodată păcatul meu și păcatul dumitalei. Niciodată. Dar pentru că jertfa domnului Isus a fost dată, a fost adusă astăzi avem intrare liberă la Tatăl. Slăviți să fie Domnul! În Roman 5, cu 9, ne spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Deci cu atât mai mult, acum cum suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu suntem mântuiți prin sângele Lui. Și Domnul Iisus în bunătatea Lui ne-a iertat. Nu e așa că de multe ori noi iertăm și pentru că n-am plătit poate un preț așa de mare. Iertăm, dar nu uităm. Ne aducem aminte. Și ori de câte ori în familie să zic și eu, dau exemplu, se întâmplă ceva, încep și mi-aduc aminte. Atunci s-a întâmplat aia, atunci mi-a făcut aia, atunci mi-a zis aia. Dar în gerfa Domnului Isus, prin sângele Lui, suntem iertați și El a luat vina noastră, slăvit să fie Domnul Isus. Apoi, al doilea punct, am vrea să dăm pagina și să mergem la Evrei, în capitolul 11, cu versetul 6 și spune așa, și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Fără credință. Fără credința în Domnul Isus. Din nou. Nu putem ajunge în împărăția Lui. Fără credință, nu avem cum să ajungem în împărăția Lui. Și uitați, tot în Evrei 11, în primul verset, ne dă ca și o lecție, ca și o poruncă. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta este credința. Cu alte cuvinte, Mă arunc în brațul Domnului Isus. Se spune că un misionar era undeva într-un trib în Amazon și s-a gândit el să le traducă Biblia. Și a ajuns la cuvântul acesta, credință, și se tot gândea el cum să-l traduc în așa fel încât atunci când îl vor citi. Să înțeleagă exact ce vrea, ce vrea să spună Dumnezeu aici. Și spune că Dumnealui, într-o zi, bătându-și mintea, tot scriind, tot verificând, stătea pe un recliner chair. Pe un scaun de asta ce se întinde așa. Și stătea acolo. Și vine cineva la el și îl întreabă ce faci. Și el spune, stau pe scaunul ăsta, recliner aici. Și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu îi aduce aminte. Și sare în picioare și zice, gata, știu, acum știu, acum pot să traduc. Și omul rămâne blocat. Și Ce, Ce s-a întâmplat? Credința este ceva pe care mă pun și îmi pun toată greutatea. Mă arunc cu toată nădejdea că mă ține. Vedeți dumneavoastră, noi călătorim în multe părți și majoritatea dintre dumneavoastră ați călătorit cu avionul. Acum, dacă pe un scaun ne punem, parcă, mai și dacă se rupe, nu e așa departe pământul, nu? Cădem, dar nu e chiar așa. Dar dacă te sui într-un avion, Doamne ferește să cazi de acolo. Doamne ferește. Pentru că n-ai șanse să supraviețuiești. Dar totuși, pentru că avem încredere în tehnologie, avem încredere în mecanicii care au construit acel avion și avem încredere în piloții care îl conduc, Nesuim luăm un loc și ne așezăm acolo confortabil. Și așteptăm ca din punctul A în punctul B să ne ducă. Avem încredere. Este ceva ce vedem, deși dacă am fi să ne uităm sub avion, nu este nimic. E aer. Și noi cunoaștem că atracția Pământului atrage toate obiectele înspre pământ, nu? Dar totuși, avem încredere aceasta și ne suim cu încredere în avionul acesta. E, aici este ceva și mai și. Credința în Domnul Isus, credința în Dumnezeu, pe care nimeni nu l-a văzut niciodată, este cu atât mai greu să ne încredem. Dar dacă ne punem încrederea în el. Dacă ne punem încrederea în Dumnezeu din toată inima. Și aici când zic ne punem încrederea în el, ne punem încrederea în el 100%. Ne punem încrederea în el când trecem prin încercări. Ne punem încrederea în El când suntem binecuvântați și recunoaștem că El este acela care de binecuvântă. Ne punem încrederea în El în orice moment al vieții noastre. Pentru că și numai El este Cel care dă viața. Și sunt atâtea lucruri care dovedesc căci Dumnezeul nostru există. De aceea, în dimineața aceasta, să ne punem toată încrederea, toată încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și în El, și El să fie acela care să ne ajute. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am vrea să deschideți cu mine din nou la Romani, la capitolul 5, cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru, Isus Hristos. Credința. Că suntem socotiți, neprihăniți. Prin jerva Domnului Isus, prin El, că suntem iertați prin El. Avem credința aceasta și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta și dă-ne putere întotdeauna să lăudăm pe Domnul. Apoi am vrea să deschide și vă rog să deschideți cu mine pentru ultimul punct din dimineața aceasta, în Ioan, în capitolul 15, versetul 5, eu sunt viața, voi sunteți mădițele, Cine rămâne mine și cine rămân eu și cine rămân eu aduce mult rod. Că își despărțiți de mine, nu puteți, nu puteți face nimic. Fără de El, fără de Domnul nostru Isus Hristos, fără de jerfa Lui, fără de credința în El, nu putem. Sunt atâția oameni care au încercat și încearcă să ajungă la Dumnezeu. Și din vechime, dacă vreți, dacă ne uităm în cartea Genesea, găsim acolo oamenii care au început să construiască un turn pentru a ajunge la Dumnezeu, pentru a fi ca Dumnezeu dar nu au putut. Nu au putut. Și singura cale prin care putem ajunge la Dumnezeu este Domnul Isus. Și de ce? Pentru că Domnul Isus a fost singurul în toată omenirea care a venit în lumea noastră. Dumnezeu din Dumnezeu, Om 100% și Dumnezeu 100%. Fără păcat, fără nicio vină. Și totuși, mielul lui Dumnezeu a luat asupra lui vina noastră a tuturor. Pentru ca să avem intrare liberă la Dumnezeu, fără de El, nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne ca întotdeauna să ne aducem aminte, fără de jertfa Lui, fără de sângele Lui, nu avem iertare. Nu putem fi iertați. Fără de credință în El, nu putem. Și fără de El, nu avem intrare liberă la Tatăl. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne ca întotdeauna să rămânem tare încredințați în harul lui Dumnezeu. Și Domnul să fie acela care să ne ajute ca într-o zi, cu toții împreună, să ajungem acolo la ținta dorită. Amin!